Maica Domnului și născătoare de Duh Sfânt, cea care ești ocrotitoarea familiei, a celor în nevoie, dar și a celor împresurați de boală, deznădejde sau patimă. Ascultă, Maică bună, puțina mea rugăciune și ajută tu familia mea și pe toți cei apăsați de suferințele lumești. Pe cei din familie ce se luptă cu văpăile ispitelor, învrednicește-i ca să rămână în curăție și să nu se abată ei de la sfânta credință. Pe cei greu încercați de lipsuri și de nevoi, trimite-le minuni și bucură-i cu darurile tale. Pe cei aflați în necaz, izbăvește-i și redă-le lor zâmbetul cel ferit de înfruntări și nedreptăți. Iar pe cei ce greutățile vieții i-au risipit în țări străine, ține-i în credință, ajută-i și alină-le lor sufletul cel îndurerat de înstrăinata viețuire. Ține tu, Maică, familia noastră în înțelegere, bunăstare și bună cuviință și ocrotește-ne în fața primejdilor și a celor ce caută să ne dezbine. Amin. Maică, făcătoare de minuni, fecioară împărăteasă a cerurilor, cea care împlinești dorințele celor ce se încred în miracolele tale, nu-ți întoarce urechea de la această săracă rugăciune, căci port nădejde în puterile tale. Îndrumă-mă ca să pot face cele plăcute Domnului și astfel să mă arăt vrednic de a primi binecuvântările sale. Și fii tu mijlocitoare a dorințelor și a năzuințelor mele, cele ce le port în suflet și pentru care mă rog acum ție. Înalță gândurile mele, cele purtătoare de nevoie, către Dumnezeu și fii-mi tu mie solitoare, așa cum ai fost pentru atâția care ți s-au închinat cu credință. Grăbește să alături voii Domnului dorința din adâncul inimii mele și roagă-L să îngăduie la împlinirea ei. Căci minunea pe care o aștept în viața mea e deasupra puterii mele omenești, însă în deplina putere a lui Dumnezeu. Iar la ceea ce Dumnezeu împlinește prin puterea sa, nu e om care să îi se împotrivească. Așa că nu întârzia, Maică Sfântă, să înalți rugăciunea mea sus în ceruri, astfel ca aceasta să primească întâietate în fața lui Dumnezeu. Roagă pe Fiul tău să mă primească în ceata celor ce au primit binecuvântările sale, căci am ales să merg pe drumul său și să mă încred fără nicio îndoială în minunile sale. Amin.